4 autospeciale au intervenit sâmbătă seara în stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Marginea. La fața locului au intervenit pompierii militari ai detașamentului Rădăuți, împreună cu lucrători ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Horodnic de Sus și Horodnic de Jos, cu 4 autospeciale de stingere și o ambulanță Smurt B2. În incendiu au ars casa de locuit pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați, cu bunurile din interior și 2 anexe corp comun pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați. De asemenea, în incendiu a pierit un țap. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic generat de coșul de fum neprotejat corespunzător față de materialele combustibile.